Un accident de circulație a avut loc pe DN1. Traficul rutier s-a desfășurat îngreunat în zona localității Perșani ca urmare a unui accident de circulație în care au fost implicate două autovehicule. În urma impactului, două persoane ocupanți în autovehicule au fost evaluate din punct de vedere medical de către personalul de specialitate. La fața locului au fost prezente echipaje ale poliției rutiere și se efectuează cercetări, la finalizarea cărora vor fi lămurite împrejurările și se va stabili. Cauza care a dus la producerea accidentului. Poliția rutieră Brașov recomandă conducătorilor auto să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de drum și să urmeze indicațiile polițiștilor aflați în zonă.